Aleluia! Mergând, faceți ucenici din toate neamurile, spune Domnul. Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Aleluia! Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, Iisus, arătându-li se celor 11, le-a spus: mergând în toată lumea, predicați Evanghelia la toată făptura. Cine va crede și va fi botezat, se va mântui, iar cine nu va crede, va fi condamnat. Acestea sunt semnele care îi vor însoți pe cei care cred. În numele meu vor scoate diavoli, vor vorbi limbi noi, vor lua șerpi în mână și, dacă vorbea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna. Își vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor vindeca. După ce le-a vorbit, Domnul Iisus s-a înălțat la cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu, iar ei, plecând, au predicat pretutindeni, în timp ce Domnul lucra cu ei și le întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Cuvântul Domnului. Iubiți frați și surori, celebrăm astăzi sărbătoarea înălțării Domnului. Înălțarea Domnului la cer, așa după cum au precizat și Sfântul Evanghelist Luca în prima lectură și din Cartea Faptele Apostolilor și Sfântul Marcu în Evanghelia de astăzi. Iisus s-a înălțat la cer și așa după cum El a intrat în slavă, fiind capul trupului mistic și membrele acestui trup, adică noi, îl vom urma, El fiind Cel care deschide drumul intrării în slavă pentru fiecare dintre noi. Cerul, așadar, este locul în care Iisus s-a înălțat și s-a așezat la dreapta Tatălui. Să vorbim despre cer astăzi, în 2021, când știința, pe de o parte, și teologia liberală din secolul trecut, pe de altă parte, au dezvrăjit cerul, noțiunea de cer, realitatea cerului, este destul de greu. Și totuși vom încerca să înțelegem ce este cerul, unde vom ajunge și noi într-o zi. Sperăm să ajungem. Cerul mai întâi este o realitate fizică, vizibilă. Este bolta pe care o vedem, este spațiul din jurul Pământului, realitatea aceasta a gazului sau gazoasă care umple acest spațiu dintre noi și celelalte planete, stele și așa mai departe. Deci este o realitate fizică mai întâi. Toți astronomii care studiază cerul vorbesc despre culoarea albastră a cerului ca rezultat al luminii care trece prin acest spațiu gazos, plin de gaze, și de asemenea despre aspectul întunecat atunci când lumina nu mai trece, dar face să se vadă celelalte planete și celelalte stele care există pe cer, în măsura posibilului pentru noi. Și dar cerul este mai întâi vizibil, este o realitate pe care o vedem cu ochii noștri și ne raportăm la această realitate într-o manieră simbolică, uneori spirituală, și spunem că în această realitate sau dincolo de ea există Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în cer, se află în cer. Avem rugăciunea noastră cea mai dragă, care începe chiar așa: Tatăl nostru care ești în ceruri sau în cer. Sigur, această realitate a cerului, invizibilă de data asta, îi aparține lui Dumnezeu și e considerată cumva locuința sa. Acolo se află sanctuarul său, sanctuarul divin. Se află și o curte cerească, există îngeri, există serafim. Sigur, s-a dezvoltat această teologie a cerului ca sanctuarul lui Dumnezeu și s-a afirmat existența a trei ceruri,
cel de-al treilea urcaș și Sfântul Apostol Paul, sau șapte ceruri. Și spre deosebire de alte popoare, de alte credințe religioase, pentru poporul evreu și pentru creștini, cerul este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este așadar creatorul cerului. El se află cumva drept stăpân al acestui cer, deci cumva dincolo de cer, pentru că El o pune în existență. Mircea Eliade a vorbit despre această fascinație a cerului ca element structural al experiențelor noastre religioase, de orice natură ar fi el. Experiența religioasă are la bază această intuiție și fascinație a luminii, a strălucirii, a clarității pe care o reprezintă cerul. De altfel, în limbile indo-europene, pentru a spune lumină, se spune diaus, de aici vine în limba latină deus, adică Dumnezeu, adică e legat de lumină, și tot de aici vine și cuvântul dies, care înseamnă zi, care înseamnă totuși lumină, strălucire, claritate. Această fascinație, deci a luminii, a clarității, a zilei, cumva, deci stă în inima oricărei experiențe religioase și este implicit, cumva, să spunem, Dumnezeu prezent acolo, sub forma clarității și a strălucirii. Sigur, de aici pornind, de la aceste credințe religioase comune, răspândite la toate popoarele din toate timpurile, s-a ajuns să se dezvolte un adevărat cult al cerului. Se vorbește despre așa numita uranolatria. Toate popoarele, în afară de poporul evreu și de creștini, au un astfel de cult al cerului, în forme cristalizate, în mituri, în rituri și așa mai departe, doctrine. Doar în Israel, să spunem, la poporul evreu și la poporul creștin, cerul este lucrarea lui Dumnezeu, este creatura lui Dumnezeu și de aceea nu ne mai închinăm cerului, ci ne închinăm lui Dumnezeu, care este simbolizat prin cer sau care se află dincolo de toate cerurile. La Val Camonica, la nord de orașul Brescia, în Italia, există o peșteră în care găsim câteva reprezentări ale oamenilor de acum 5.000-7.000 de ani, deci 5.000 înainte de Hristos au fost datate aceste reprezentări, aceste imagini. Vedem acolo niște oameni în rugăciune, cu mâinile îndreptate spre cer. Deci din cele mai vechi timpuri, documentele arheologice care vorbesc despre omul care se raportează la cer ca loc al divinității, al ființei supreme, a ceea ce există dincolo de lumea asta trecătoare și așa mai departe. Deci divinitatea ca atare a fost de oameni individualizată sau identificată din cele mai vechi timpuri ca fiind în cer sau legată de cer. Ei bine, am spus că această credință răspândită la toate popoarele supraviețuiește în continuare, există, deci în experiențele noastre religioase, această admirație față de claritate, de lumină, de zi, de soare, de căldură și, într-un anumit fel, deci suntem deschiși spre un Dumnezeu care e înțeles ca lumina lumii. Acesta este, să zicem așa, cumva cerul invizibil, cerul unde locuiește Dumnezeu, unde se află Dumnezeu, deci e cumva obiectul rugăciunilor noastre, e obiectul dorințelor noastre, speranțelor noastre, e un Dumnezeu dincolo de cerul vizibil. Asta nu înseamnă, cum am spus, că Dumnezeu este absent dacă locuiește în cerul invizibil. El este în acea intuiție, repet, în acea admirație, fascinație, ce stă la baza unei experiențe religioase în general. Este prezent acolo. În creștinism avem această revelație a cerului nou și a pământului nou, pe care Iisus le inaugurează prin întruparea sa și prin înălțarea lui la cer își termină misiunea pe care și-a început-o pe pământ. Adică vine, le deschide oamenilor împărăția cerurilor, o inaugurează, lucrare care va fi preluată de discipolii săi, de ucenicii săi, și va fi împărtășită oamenilor din întreaga lume pentru a împrospăta, pentru a reînnoi cerurile și pământul. Un cer nou este acela care îl are pe Iisus înviat și înălțat la dreapta Tatălui
am trage noi concluzia. Adică cel care e cumva marcat de prezența Duhului Sfânt, promis de Iisus înviat și înălțat la dreapta Tatălui, este marcat de prezența ucenicilor, care au în inimile lor această forță de înălțare, de elevare, de transformare, de schimbare. Și așa ajungem la cel de-al treilea cer, care este sufletul omului. Sfântul Grigore cel Mare afirmă că cerul, de fapt, este inima celui drept. Acolo se află cerul, în inima celui drept. Cine este drept? Pentru Sfântul Grigore cel Mare, ucenicii înainte de înălțarea lui Iisus și înainte de coborârea Duhului Sfânt, nu erau cei drepți. Pentru că aveau o mentalitate foarte circumscrisă realităților lor naționale, locale, particulare, și au fost mereu obiectul ironiei divine a lui Iisus, care a dat atenție mai degrabă femeii din Samaria, samariteanului milostiv, l-a lăudat pe centurionul roman pentru credința sa, l-a dat drept model pe un vameș. Deci categoriile acestea marginalizate sau, știu, cumva ignorate, străinul, emigrantul, cel care nu era dorit, administratorul, să zic așa, impus de o putere, aceste categorii au fost înălțate de Iisus, lăudate de Iisus și propuse apoi drept model pentru ucenicii săi, ca să deschidă credința lor, să deschidă iubirea lor spre relația cu aceste persoane. Cu alte cuvinte, Iisus le-a cerut să catolicizeze iubirea lor. Le-a lăsat drept mandat legea cea nouă a iubirii și i-a îndemnat să iubească până la sfârșitul timpurilor, până la capătul lumii, pe toți oamenii, toate popoarele. Cu alte cuvinte, i-a îndemnat să universalizeze iubirea și să nu rămână strâns legați de cele care erau specifice culturii și tradiției și religiei lor. De exemplu, apropo de înălțare, sigur se spune și în Vechiul Testament, în psalmi, șez la dreapta mea. Există un psalm care se spune de Dumnezeu, care spune fiului său, șez la dreapta mea. La dreapta însemna, deci regele era cel care simboliza reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. La dreapta era, de fapt, locuința regelui, alături de templu. Era în partea dreaptă. Și ei porneau de la aceste realități concrete și considerau că acolo trebuie să aibă loc, să spunem așa, această revelație a împărăției lui Dumnezeu. De aceea îl și întreabă pe Iisus, în prima lectură de astăzi, când va veni ziua aceea a restaurării regatului împărăției lui Israel. Se gândeau la ale lor. Iată de ce Iisus îi îndeamnă, deci, să-și deschidă inima, să-și deschidă perspectiva, privirea și să se raporteze într-o manieră universală la toți oamenii și să integreze ceea ce era străin, ceea ce era marginalizat, ceea ce era respins, ceea ce era dat deoparte și să transforme sufletul lor, așadar, într-un cer, adică un loc în care se află Iisus, înviat și înălțat la dreapta Tatălui. Cu iubirea sa, așadar, Iisus vine și împrospătează în noi această dorință de transformare, de schimbare și ne deschide spre universalitate. Iubirea noastră trebuie să devină catolică. Iată de ce, pornind de la titulaturi, dacă vreți, de la, eu știu, tot felul de delimitări care există în cultura noastră, în tradiția noastră, să încercăm să facem niște breșe în așa fel încât și cultura noastră religioasă și mentalitatea noastră, așa, de oameni religioși, să fie universalizată și să ne transformăm noi înșine, deci într-un cer mobil, dacă vreți, pentru cei din jurul nostru. Ne ajută în această privință cuvântul din Evanghelia de astăzi, unde reținem că Iisus, după ce le-a spus ucenicilor să meargă în misiune și să predice și să boteze și așa mai departe, se încheie acel pasaj și spune, le-a vorbit. După ce le-a vorbit, s-a înălțat la cer. Adică le-a lăsat niște cuvinte. Le-a lăsat un cuvânt. S-a lăsat pe sine cuvântul lui Dumnezeu. Și recursul la cuvântul lui Dumnezeu și la cuvintele lui Iisus sunt o posibilitate pentru noi de a ne înălța la cer. De a ne înălța la cer pe urmele lui Iisus, adică la cer invizibil și la cer din inima noastră.
Și mai este încă un ajutor care vine chiar din partea științei. Dacă într-o primă fază, să spunem, știința pozitivistă a dezvrăjit raportul nostru cu cerul, în zilele noastre știința îl vrăjește din nou prin descoperirile sale, fiindcă ne vorbește despre existența nu doar a universului nostru, a galaxiei noastre, ci a multor altor galaxii, astfel încât spațiile acestea sunt cu adevărat imense. Numai să te gândești deci, cât spațiu există în acest univers din care facem și noi parte și dintr-o dată inima ta se umple de admirație și de fascinație. Acest spațiu imens, intergalactic din universul nostru, păstrează memoria ființei lui Dumnezeu și a ființelor noastre. Nimic nu se pierde, totul rămâne, tot ce a fost, este și va fi. Așa cum a fost și Iisus, devenind contemporani cu toate populațiile care au existat înaintea noastră pe acest pământ, cu toate ființele care au fost trimise de Dumnezeu și în felul acesta putem din nou să intrăm pe drumul care duce către slava cerească, acolo unde se află și Iisus. Cu ajutorul științei moderne, așadar, contemporane, putem să ne înălțăm inimile către spațiile acestea imense care păstrează memoria ființei lui Dumnezeu, prezenței lui Dumnezeu și, de asemenea, reamintindu-ne cuvintele lui Iisus, din nou, inimile noastre se pot înălța la cer. De aceea vă spun în limba latină, sursum corda, și în limba română, sus inimile. Pe urmele lui Iisus vom ajunge și noi în slava cerească. Așa să fie, Hristos s-a înălțat. Și acum să ne mărturisim credința.